Partidul Social Democrat a cerut astăzi instituțiilor statului să investigheze de urgență informațiile care au apărut în spațiul public cu privire la finanțarea externă a protestelor de stradă și premeditarea acțiunilor de la mitingul diasporei din 10 august. Cetățenii României, mai ales participanții de bună credință la aceste manifestații, au dreptul să știe întreg adevărul din spatele acestor mișcări de stradă, cine sunt autorii manipulărilor și intoxicărilor publice, cine a plătit și cu ce scop real s-a urmărit promovarea unei reacții emoționale împotriva instituțiilor statului român și a ordinii constituționale. PSD consideră că informațiile apărute în presă cu privire la mitingul din 10 august conțin indicii temeinice cu privire la acțiuni subversive menite să vulnerabilizeze siguranța națională și autoritatea statului român. A transmis conducerea PSD printr-un comunicat de presă. Cererea PSD vine în contextul în care site-ul luju.ro a difuzat ieri înregistrarea unor dezvăluiri făcute de un autodeclarat membru al comunității de protestatari Rezist. Am cunoștință că în anul 2017 și cred că și în anul 2018 au fost făcute plăți din Anglia, Belgia, Franța și Olanda către persoane fizice din grupul Rezist, unul dintre ei fiind Florin Bădiță, fost consilier al Monicăi Macovei. Sumele care veneau din Anglia și Belgia erau cuprinse între 1.000 și 2.500 de euro, în timp ce în Franța și Olanda sumele erau mai mari și erau cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro. Protestatarul Florin Bădiță a respins acuzațiile care au fost aduse. Unica noastră campanie în care primim donații recurente este cea prin care strângem suma de 800 și ceva de euro, bani cu care plătim chiria pentru casa în care facem un hub de activism. În afară de asta, noi nu am avut donații decât atunci când au fost campanii punctuale, când am strâns, de exemplu, în februarie 2017, bani pentru a face steagul României și aveam nevoie de fonduri pentru a cumpăra acele foi roșu, galben și albastru. Banii se strângeau prin campanii online, iar sumele sunt mult mai mici decât se vehiculează. Au fost 5-6 oameni români care sătui de ce se întâmplă în țară ne-au susținut. Ne contactează și ne întreabă cu ce putem să vă ajutăm. Și în total nu cred că au fost mai mult de 200-300 de euro, a declarat Florin Bădiță. Liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat duminică seara că este convins că în această săptămână vor ieși la iveală informații despre faptul că protestele din 10 august au fost finanțate atât din țară cât și din exterior.